pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic și politic. Ca simpli cetățeni, cu speranța că veți spune vreodată adevărul și nu veți lucra pentru nimicirea României. Până la eliminarea acestei bande de trădători de țară care în strâns legătură cu străinătatea a organizat lovitura de stat. În fața loviturii de stat nu răspund. Celor care au chemat armatele străine în țară nu răspund. Tema de stat, de Marea Adunare Națională. Cei care prin lovitură de stat, prin trădare, au uzurpat puterea, cum s-a întâmplat sute și sute de ani în istoria României, au sfârșit până răspunde în fața poporului. Da. Puteam fi împușcat fără și mascarat. Și o mascarat. Și nu o dat. De ce am fugit fiind asta de loc? Nu o dat. Cine a dat lovitura de stat, poate să-mi coste pe oricine. De care să din țară să arătate. România va trăi veci de veci cu toți trădătorii, oricât vor fi. Va trăi România și popor român liber, nu cu trădători. Dacă acest inculpat paranoic n-a mai are niciun cont, să încheiem și noi conturile, că tot se pare că nu ne putem înțelege. Vă rog să procedez la ascultarea inculpatei Ceaușescu. Mai aveți de pus întrebare. Nu mai aveți. Ce voi trimite în judecată pentru insultă. Dacă se lează să avem ca să se facă procesul. Cel care zice că ar fi procuror, te voi trimite în judecată pentru insultă. Da. La comisia de judecată. Și la comisia de judecată. Da, da, da. Și o să-l judece popor. Asta e adevărată judecată. Popor. În rândul muncitorilor, la comisia de judecată. Da, da. Domnule Ceaușescu, este o zicere, pentru că eu fac parte din oamenii care asistă la procesul dumneavoastră. Există zicere. Deci totuși nu vă înțeleg. De cine ați vrut să răspundeți la întrebări? În fața înțeleg. Răspund conform Constituției țării. Și cineva zis că nu. Am scris cuvânt cu cuvânt Constituția țării. Da, dar dacă ați fi scris-o și știați și acolo așa zice că dacă nu mai există calitatea, nu mai aveți calitatea, nu judecă, nu s-a calitatea de președinte nu poate lua decât Marea Adunare. De aceea există calitatea. Există calitatea pentru că nu un grup contra-revoluționar care se instituie, se declare Comitet de Salvare Națională, care e Comitet de Trădare Națională a Independenței Țării, nu el poate. Asta e problema. Discutăm cu cetățenii. Nu se poate nimeni în lume. Discutăm cu cetățenii acum. Nu mă bat să o zic în corare. Nu mă dați aia deschis la urmă. Nu sunt inculpat, sunt președintele României,
și voi rămâne, voi răspunde în fața Marii Adunări Naționale și a reprezentanților clasei muncitoare. Și cu asta am terminat. Totul minciuni de la un cap până la altă. A celor care au dat lovitura de stat, trădind poporul, mergând la distrugerea independenței României. Cu dumneata nu se poate stabili un dialog civilizat, rațional, cu oameni logic, corecți. Când mă duceam în fabrică, mă ridicam în fața muncitorului, vegetam în picioare. Ne-am iubit poporul iubit și nu... De ce ați spus și n-ați spus să stați de vorbă cu poporul? Poftim. Care poporul? Care l-ați adunat. N-am fugit. Și acei care au trădat, inclusiv unul prezent aici, a chemat elicopterele, i-a dat ordine. La sfârșitul lunii martie am lichidat datoria externă a țării, care în 1980 reprezenta peste 11 miliarde dolari. În total, din 1975 până în martie 1989, am plătit circa 21 miliarde dolari, din care dobânzile reprezintă peste 7 miliarde dolari. În acestea nu sunt cuprinse datoriile pe care le-am avut în ruble și care de asemenea au fost de mult achitate.